Peste 50.000 de familii vulnerabile din Republica Moldova vor primi vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor uzate. Ministerul Energiei anunță lansarea programului Rabla pentru electrocasnice. Prima etapă a programului demarează pe 15 noiembrie, cu sesiunea pentru becuri LED, în cadrul căreia vor fi acordate vouchere gratuite pentru circa 50.000 de familii. Voucherele vor fi acordate consumatorilor înregistrați anul trecut în sistemul informațional Vulnerabilitate Energetică pe platforma compensatii.gov.md, cărora li s-a atribuit vulnerabilitatea energetică foarte ridicată. Beneficiarii vor fi notificați treptat prin intermediul mesajelor SMS pe adresa de e-mail sau vor fi telefonați. În cazul unor întrebări, cetățenii pot telefona la 08055055.